Potrivit premierului Victor Ponta, documentul va fi aprobat în procedură de urgență. Acesta a susținut că raportul prezentat în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării a reliefat disfuncționalități în cazul accidentului aviatic din Munții Apuseni. Numai că președintele Traian Băsescu nu are curaj să adopte măsuri împotriva conducerii STS. Am decis ca la biroul permanent al Senatului să fie prezentat proiectul de lege prin care, pentru o mai bună coordonare a tuturor instituțiilor care au atribuții în intervenția în situații de urgență, Serviciul de Telecomunicații Speciale să treacă în cadrul Ministerului de Interne, în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență, în așa fel încât să avem o bună coordonare a tuturor celor care au atribuții, să avem o structură mai puțin birocratică și o răspundere foarte clară. În replică, președintele Traian Băsescu a spus că trecerea Serviciului de Telecomunicații Speciale la Ministerul de Interne și destituirea șefului serviciului nu sunt măsuri viabile. Iar dacă se va dovedi că STS are capabilități mai mari decât cele prezentate pentru cazul accidentului aviatic, nu va sta pe gânduri în privința demiterii lui Marcel Opriș.